Din 12 septembrie, ca la oricare unitate de învățământ, au început activitățile la cercurile care vor funcționa în anul școlar 2016-2017 la Clubul Copiilor din Roman. Au început cursurile începând de pe data de 12 septembrie. Noi am făcut și o deschidere festivă a acestui an școlar, așteptând să vină copiii în prima săptămână de cursuri. Au venit copiii la toate cercurile pe care noi le-am propus anul acesta, spre surprinderea și bucuria mea, toate cercurile sunt foarte, foarte solicitate. Sunt cercuri la care nici măcar nu mai putem să primim copii, pentru că este peste limita legală admisă. Anul acesta vor funcționa, cu aprobarea Inspectoratului Școlar, 10 cercuri cu activitate diversă. Anul acesta funcționează cercurile de pictură și artă decorativă, coordonat de doamna profesor dr. Carp Monica, cercul de muzică vocală instrumentală, coordonat de doamna profesor Dima Anda, cercul de gimnastică ritmică și dansuri, coordonat de domnul profesor Pricopoaie Adrian. Dumnealui are ca subactivitate și tenis de masă, cercul de informatică, coordonat de doamna profesor Țintă Corina, cercul de karting și educație rutieră, coordonat de doamna profesor Gheorghiță Magdalena, dumneai are ca subactivitate și 3 grupe de metaloplastie, cercul de pictură, coordonat de domnul Prisecaru Cristinel, și cercul de șah, coordonat de domnul profesor Vieru Florinel, dumnealui are ca subactivitate și coanchido. Bineînțeles, pentru o grupă, așa prevede legislația și subsemnatul, cu o grupă de orientare turistică. Până la sfârșitul lunii septembrie, elevii se mai pot înscrie la cercurile care vor funcționa anul acesta la Clubul Copiilor. Înscrierile se fac până pe data de 28 septembrie la secretariatul instituției, în intervalul orar 10-14, dar dacă sunt solicitări, se poate și după acest interval orar. Ați deschis cumva sau intenționat să deschideți cumva și o rubrică de e-mail în care se pot face aceste înscrieri? Poate părintele este mai greu. Pentru informații, nu. Nu pentru că nu ne permite legislația. Dar ca și informații, noi avem adresa de Facebook, avem site-ul nostru, Clubul Copiilor Roman.ro, unde părinții și elevii pot obține toate informațiile de care au nevoie. De ce nu putem face înscrieri pe e-mail? Pentru că dumnealor trebuie să prezinte o copie după certificatul de naștere al copilului, trebuie să completeze o cerere pe care să o semneze, pentru că pe acea cerere este și sunt câteva reguli de protecție a muncii la cercurile care frecventează copiii și, bineînțeles, trebuie și un aviz medical, o adeverință medicală aft pentru școală. Participarea la activitățile Clubului Copiilor din Roman este gratuită, iar înscrierile se pot face la Secretariatul Unității din strada Victor Hugo numărul 9, în incinta Școlii Gimnaziale numărul 9. Informații suplimentare despre activitatea cercurilor de la Clubul Copiilor se pot obține și la telefon 0233 740.